Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să vă revăd aici, la Dale Dimineții, aici, în inima, în sufletul municipiului Deva, din clădirea IPH. Sper că sunteți alături de noi, sper că v-ați făcut, ați pregătit câte o cafea așa puternică, să fie cu tărie, să putem rezista împreună 50 de minute. Va fi o dimineață altfel. Va fi o dimineață despre iubire și căldură sufletească. O dimineață alături de un om minunat, un om care mereu găsește timp, găsește vorba dulce, o prietenă foarte bună, nu doar a mea, a multora dintre dumneavoastră, un om minunat cu un suflet mare care e mereu acolo când avem nevoie de cineva care să pună un număr pe care să punem capul, să putem vărsa o lacrimă, să o sunăm în momentul în care avem o bucurie, o realizare. Găsește mereu acele cuvinte cu care să ne încurajeze. Bună dimineața! Bună dimineața, Ioana, și îți mulțumesc din suflet! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Îți mulțumesc din suflet că ești alături de noi într-un nou început, pentru că, uite, noi am dat startul unui nou început. Cu mult drag, ca de fiecare dată! Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața, Bianca! Și bună dimineața, Andra! Suntem toți astăzi aici, aproape toți, mai lipsesc câțiva. Bună dimineața, Corina! Și îți mulțumim încă o dată pentru susținere. Îți mulțumim că ne dai această șansă de a ajunge acasă, în sufletele, sper eu, în sufletele celor care ne urmăresc. Dragii mei, înainte de a procede mai departe în această frumoasă emisiune, vreau să dau citire unui text. Nu judeca, nimănui nu este ușor, toată lumea are probleme, nu știi niciodată prin ce trec oamenii, așa că înainte să judeci, să critici sau să bârfești pe alții, ține minte, fiecare om are o luptă. Nu știu cât pot eu, ca și om de rând, să spun sau să dau un sfat celui care mă urmărește de acasă. Dar știu pe cineva care poate să facă asta. Cuvintele acestea au un impact asupra oamenilor sau nu? Au un impact foarte puternic și cuvintele acestea pot să distrugă un eșafod al unei vieți clădite pe bucurie, pe pace, pe liniște. Doar un gând de judecată poate să ne strice ziua și nu doar ziua, câteodată viața. Depinde înspre cine este îndreptat și cum este integrat de persoana spre care îl îndreptăm. Așadar, această păcătoasă judecată este cumva un dușman al nostru și bine ar fi dacă ne-am strădui cu toții să o evităm. Am o dilemă, am mai multe dileme, dar aud mereu sau citim pe aceste rețele de socializare tot felul de mesaje în care suntem îndemnați să ne iubim, să ne iubim pe noi înșine. Ok, înșine. Aici mie mi se pare că e o linie foarte subțire între iubirea de sine și egoism. Este o nuanță extrem de rafinată pe care tu ai adus-o acum în discuție. Și da, așa este. Până la iubirea de sine, ar fi bine să integrăm întâi ce înseamnă de fapt iubirea. Ce este acest sentiment, această emoție? De fapt, am și dat, cum să spune, definiția iubirii până la urmă, că ea este o emoție și această emoție tinde să ne cuprindă până în cea mai adâncă structura celulei noastre, iubirea.
Dar dacă este impregnată de cea mai fină intenție a egoului, atunci nu-i mai putem spune iubire. Și atunci nu mai este deloc iubire nici de sine, nici de aproapele și nici de Dumnezeu. Iubirea de sine ar fi cumva, i-aș spune eu mai mult, respectul față de sine, grija față de sine, onestitatea fiecăruia dintre noi față de sinele lui cel mai profund. Pentru că vine de undeva de departe și mie îmi place foarte mult această pildă minunată. Să iubești pe toți, dar cum? Ca pe tine însuți. Ori a te iubi pe tine însuți cât de cât egoist înseamnă că ești un foarte mare mincinos cu ceilalți. Pe toți îi vei iubi întotdeauna ca și pe tine. Cu aceeași formă de egoism, cu aceeași formă de mândrie și atunci cu siguranță nu te vei simți împlinit. Dar dacă ținem cont de aceste valori, de aceste virtuți, de aceste sentimente profunde a grijii, a onestității, a stimei, cu siguranță o vom putea transforma sau mai bine zis, se transformă singură în iubire. Da? Ne trezim dintr-o dată într-o stare de bine, într-o dimineață, pur și simplu pentru că cineva mi-a zâmbit pe drum venind înspre voi sau că eu i-am zâmbit cu gura până la urechi unui om pe care l-am întâlnit de dimineață și pe care nu-l cunosc. Dar era ora 6. Și atunci am zâmbit și am trecut pe lângă el și s-a uitat cumva după mine și am simțit o licărire în ochii lui îngrijorați. Era cu mâinile în buzunar, înfrigurat și parcă ziua lui am simțit că va fi mai frumoasă. De ce? Pentru un simplu gest care ne creează o emoție și o putem asemăna, să zicem, stimei de sine, bucuriei de a fi. Rămân fără cuvinte. De foarte multe ori întâlnirile cu Ioana Câmpian sunt ca o trezire, să spunem așa. Mi-ar plăcea și mi-aș dori, nu se știe niciodată când astrele se așează în așa fel încât poate măcar reușim să ne întâlnim la 2 săptămâni, să aducem un pic de bucurie oamenilor care ne urmăresc, pentru că știm cu toții că o întâlnire cu astfel de oameni ne schimbă viața. Acum, nu e nimic, nu e un secret că mie întâlnirea cu astfel de oameni mi-a adus un alt drum în viață. Povesteam în această dimineață, înainte de emisiune, că m-am întors acasă și m-am întors cu sufletul așa împăcat, pentru că probabil așa a fost o cale de la Dumnezeu, să plec, să-mi dau seama ce-mi doresc cu adevărat și pe urmă să vin acasă împlinită sufletește și cu o căldură sufletească pe care să pot să o transmit și eu mai departe, dragii mei, pentru voi, cei care vă treziți, ne urmăriți în fiecare dimineață și nu doar dimineața, când ne urmăriți și pe urmă pe YouTube sau pe Facebook, pentru că suntem acolo alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru mesaje și până la finalul emisiunii o să povestim și despre câteva mesaje pe care mi le-ați transmis. Dar vreau să mergem mai departe. Suntem într-o perioadă, eu aș spune, a anului cea mai frumoasă. Suntem în postul Crăciunului. Mi-am dorit această întâlnire minunată dintre noi două, înainte de a pătrunde adânc în postul Crăciunului, pentru că mi-ar place să povestim cum ne pregătim sufletele pentru naștere. E foarte frumoasă ideea ta. Cum ne pregătim sufletele? Numai că, așa cum făcuse eu atingere la început în privat,
Ne pregătim sufletele, dar ne pregătim și trupurile. Dacă eu aș încerca să-mi pregătesc doar sufletul și să fiu veșnic, știu eu, luminoasă și să simtă bunătate și încântare, dar trupul meu ar fi infestat de tot felul de toxine și n-aș ține cont că este nevoie cumva de o îmbinare între ele, atunci lucrarea aceasta și bucuria așteptării sărbătorii n-ar fi deplină. Bucuria este deplină când, da, precum spui, ne pregătim sufletul, facem rânduială în casa noastră personală. În aceeași măsură în care facem rânduială și în curtea noastră, nu? Da, corect. Ei, în suflet curățel, bucuros, într-o așteptare binecuvântată, dacă locuiește și într-o căsuță curată, atunci bucuria sărbătorii va fi mai mare. Și atunci, fără să vrem, ne-am referit, am făcut o atingere la post care tocmai ce a început. Și poate că ar fi bine să amintim că asta nu o facem pentru Dumnezeu, nu o facem pentru alții, nu o facem pentru sfinți. O facem pentru onestitatea cu care așteptăm să sărbătorim, îl așteptăm în casa noastră, tocmai pe cel care ne-a dat viață. Cum să fie căsuța noastră altfel decât luminoasă, curată, frumoasă, și la nivel de trup, și la nivel de suflet? Mulțumesc pentru întrebare. Am întâlnit de-a lungul vieții oameni luminoși, frumoși, dincolo de ce afișăm pe stradă, dincolo de ce afișăm la joburi, în familii de multe ori. Am întâlnit oameni care acea scânteie, acea lumină sufletească pâlpâie. Cum am putea să-i ajutăm pe acei oameni care încep să-și piardă strălucirea sufletului? Ce am putea face pentru ei, noi ceilalți, care da, nu avem o pregătire deosebită? Da, ce frumos este să ne întrebăm. Ce bine ar fi dacă fiecare om ar întreba, oare ce aș putea face pentru tine că te văd trist astăzi? În primul rând, ce putem noi face este să-i ajutăm cumva indirect, dacă ei încă nu au cerut ajutorul. Primul pas pentru a putea interveni în viața cuiva sau a te accepta omul în viața lui este să dorească, să ceară ajutorul. Știi, am nevoie, astăzi sunt tristă, ai vreun gând bun pentru mine? Am o problemă, aș putea cumva să o rezolv, pentru că majoritatea persoanelor nu cer ajutorul. Și de ce nu cer ajutorul? Tocmai din acea disperare sufletească că nu l-ar putea primi. Dar de unde știți că nu l-am putea primi? Eu aș îndrăzni să vă spun pe cuvânt că l-am putea primi. Depinde însă ce așteptați de la acest ajutor. Pentru că noi ne facem așteptări dinainte, nu? Mă duc la psiholog să mă facă bine. Mă duc la biserică să mă ajute Dumnezeu. Dar până acolo, eu oare, apropo de a face curat în casă, oare eu câți pași fac înspre mine? Cât îmi doresc cu adevărat să schimb ceva? Este o zonă de confort stresoare, zic eu. O zonă de confort cu care ne obișnuim, al stresului. Și aceasta ne ține captivi în a cere ajutorul, în a face ceva pentru cineva. Că nu e musai să cerem întotdeauna ajutorul dacă avem o zi proastă. Câteodată, dăruind noi ceva, cei care avem ziua proastă ne face ziua mai frumoasă. Deseori, când ai făcut un mic bine,
nu știi de ce îți vine să zbori. Și te întrebi, măi, ce s-a întâmplat cu mine că am plecat de acasă posomorât astăzi? Și uite, ei, aici ar trebui să fim un pic mai atenți. Și da, sunt foarte multe persoane care își pierd strălucirea. Numai că aș interveni puțin asupra expresiei. Nu își pierd strălucirea. Ea este doar obturată, estompată. De ce? De emoțiile care vin și ne bântuie și pe care noi încă nu știm cum să le gestionăm. Ce să facem cu ele? Dar n-ar trebui să uităm că noi am mai avut aceste stări, am mai trecut prin aceste probleme, iar acestea nu sunt decât niște emoții firești. De ce ar fi totdeauna pozitive? De ce ar trebui întotdeauna să radiem, să zburăm, să cântăm de fericire? Cum ne-am mai putea noi bucura de micile, știu eu, cadouri și bucurii, dacă n-am ști cum este când ești ușor trist? Deseori este o formă pozitivă de evoluție conștientizarea tristeții, a mâhnirii și chiar a elementelor anxioase, anxios-depresive. Am făcut o afirmație greșită înainte de emisiune și prietena noastră m-a corectat. Și este vorba de cuvântul încerc. Am spus că încerc să fac un anumit lucru și Ioana m-a corectat. Și aici ajungem la întrebarea, nu doar cuvântul încerc poate fi o greșeală. Suntem într-o stare de suferință, să spunem așa, și dintr-un motiv sau altul nu avem banii necesari pentru a ne cumpăra ceva, părinții ne dojenesc și cumva ne trezesc un sentiment de supărare, mai ales în privința celor tineri, ei o iau ca pe o morală reală și se supără și ajungem și acolo de la o dojană părintească dulce să ajung la probleme reale de viață. Noi ăștia mai în vârstă mulțumim la Dumnezeu că mai avem părinți și înseamnă că mai suntem copii atâta timp cât putem spune mamă și tată, deci suntem copii până părinții trăiesc, așa cred eu. O dojană ne poate crea o stare de disconfort sufletesc. Exact. Și atunci începem să folosim cuvinte care nu ne duc într-o stare bună. Cuvântul încerc, de exemplu, ar fi trebuit înlocuit în această dimineață. Ce ți-am spus eu ție când tu ai spus încerc? Pot. Ar trebui să știu deja că pot să fac ceva ce îmi doresc. Fac sau nu fac? Încercul, a încerca, este călduțul. Iar noi trebuie să fim da sau nu, alb sau negru. Da, se acceptă griul și este uneori necesar, dar nu în problemele existențiale de viață. Iar cuvântul încerc presupune, știți ce? Un cerc. În interiorul acestui cerc este un om. Hai să-i spunem Ioana. Ioana din fața mea, că suntem două Ioane aici. Da. Da? Unde este situată Ioana? În cerc. Încearcă, draga mea. Am înțeles. Ce lecție ușoară! Atâta timp cât suntem în cerc... Încercăm. Da. Și nu ieșim. Și nu ajungem niciodată. Păi cercul este vicios. Da? Vedeți cât este de importantă semantica limbii române? Iar un cuvânt devine viu. Programul nostru biologic nu face diferența dintre cuvinte și expresia de dincolo de cuvinte, care ne dă o anumită emoție și o dinamică, o transformare în noi. Dacă eu am spus încerc, automat m-am situat într-un cerc. Cerc. Așadar,
facem sau nu facem. Mă bucur că ai ales să atingi acest subiect. A fost cea mai simplă lecție pe care am primit-o. Eu am primit foarte multe lecții de la Ioana, dar asta a fost cea mai simplă și mai clară lecție. Nu o să mai folosesc cuvântul încerc și o să încerc bravo! Bravo! Să transmit mereu prietenilor mei. Ai văzut mei? Ce înseamnă programul biologic? Da. El este acolo. Iar ca să îl scoatem de acolo, necesită antrenament efort, și efort. Antrenament, exact ca și în orice altă emoție, așa zis, destructivă, care ea de-a lungul timpului și-a făcut loc în creierașul nostru, în sufletelul nostru și necesită muncă ca să ieșim din cerc. Da, cea mai elocventă lecție am luat-o, o să fac lucrurile altfel, vă promit, pentru cei în sfârșit pe care ai reușit să zici cuvântul în cerc. Da, evit. Da. Așa încerc să... Așa o să fac de acum încolo și nu o să mai folosesc cuvântul nu pot, nu o să mai folosesc nu există. Da, eu îți garantez că o să-l mai folosești. Eu te rog doar să-l conștientizezi de fiecare dată când îl folosești, astfel încât el să primească o lecție, un bobârnac de la tine și atunci să vină mai rar. Bun. Mergem mai departe spre bucuria Crăciunului, spre motivul pentru care ne-am adunat noi astăzi aici. Într-adevăr, cum spuneai la început, Crăciunul este sărbătoarea care îi aduce omului o bucurie sfântă a renașterii, așa precum sărbătoarea învierii îi aduce omului bucuria sfântă a învierii, a nădejdii că nu se termină nimic aici, nu totul, ci nimic. Și atunci, în aceste zile premergătoare darului pe care Dumnezeu ne l-a făcut nouă, venind la noi în chip de om, ce bine ar fi dacă toate aceste lucruri care influențează într-un mod... E cam mult spus, dar am să spun cuvântul într-un mod gratuit câteodată. Influențează bucuria esențială a sărbătorii în sine. Ar trebui să ne aducem aminte că noi, de fapt, ne pregătim, ne îmbrăcăm frumos, luăm un cadou, să mergem la o zi de naștere. Să mergem la ziua celui mai prețios prieten al nostru. Ei, cum facem noi când ne pregătim pentru așa ceva? Ce gândim? Cum ne aranjăm cumva toate planurile acestea psihic, emoțional, psihic, ca persoana pe care noi o vom felicita datorită zilei ei de naștere să se bucure că suntem acolo? Ei, să nu confundăm și să banalizăm sărbătoarea în sine, aspectul esențial a bucuriei noastre, cu a cumpăra nesfârșite cadouri, a ne uita toată ziua, și reclamele sunt foarte bune, uneori însă omul exagerează, a umple coșurile în market cu lucruri care deseori nu ne trebuiesc. Și venim acasă cu portofelul gol, cu sacoșele pline și cu sufletul câteodată pustiu. Eu sunt de principiu și întotdeauna am făcut așa și le sugerez, pentru că nu știu de la mine, știu de la unii mult mai înțelepți decât mine, că darurile pe care le așteaptă un om când te duci de ziua lui, când deschizi sacoșa, el se uită cum îi zâmbești, cum l-ai îmbrățișat, cât îți pasă de el, și apoi se uită ce ai în sacoșă. Așadar, lucrurile specifice Crăciunului, mărunte, bune, dulci, emoționale, înfășurate într-un pachet strălucitor
ar emoției noastre sufletești, ne vor crea mult mai multă bucurie decât cadourile scumpe, împrumutul de bani pentru a sărbători frumos Crăciunul, iar pe urmă agendele noastre sunt pline de persoane triste, depresive, datoare, indigeste, pentru că se întâmplă niște indigestii teribile și nu numai pe planul fizic indigestie, indigestia emoțională și sufletească. De aceea e bine să gândim și la aceste aspecte în preajma Crăciunului. Nu doar că e bine, eu sunt sigură că majoritatea oamenilor știu toate lucrurile astea și le conștientizează. Doar că prinși uneori de tot ce înseamnă viața de zi cu zi, viața aceasta mondenă, trăim, îmi spunea Sebi Mercurian într-una din dimineții aici, la Dale Dimineții, că ne grăbim și nu știm către ce. În fiecare zi trăim pe repede înainte și zice, eu nu am descoperit încă scopul spre ce mă grăbesc. Ne grăbim să treacă viața pe lângă noi, probabil, și să ajungem la o vârstă la care realizăm că nu ne-am bucurat suficient de soare, de oameni, de cei de lângă noi, în primul rând. Da. Mi se pare că Dumnezeu, eu vreau să cred că Dumnezeu lucrează prin oameni și că oamenii sunt îngeri fără aripi, la care nu le vedem aripile. Pentru că de-a lungul vieții am întâlnit oameni care m-au ghidat în viață fără niciun scop. Au apărut, mi-au arătat calea și apoi au dispărut ca și când n-ar fi fost niciodată. Dar m-au ajutat să ajung acolo unde se pare că a fost menit să ajung, la un moment dat din viață. Și de foarte multe ori m-am simțit singură, totuși. Da. Care e un sfat sau care e sfatul pe care să îl dăm celor care se simt singuri? Vin sărbătorile, ne uităm la filme de Crăciun, unde familiile se reunesc. Și ne întristăm. Corect. Da. În primul rând, cred că ar trebui să facem diferența dintre a mă simți singur și a fi singur. Eu nu cred că este pe fața pământului o persoană absolut singură. Dar cred că foarte multe persoane se pot simți singure. Una este cum mă simt și alta este cum sunt cu adevărat. În momentul în care omul pătrunde în adâncul ființei sale și se întreabă, oare de ce sunt eu acum singur? Nu, de ce mă simt acum singur? Pentru că fiecare dintre noi vine de undeva. Într-o zi din viața lui a socializat cu cineva. Iar acel cineva i-a rămas în minte. Cum, fără să vreau, deseori mă gândesc la tine. Mai ales când ai plecat, ți-ai luat zborul de aici, în țări străine, crezând că acolo e grozav și ai venit cu multă bucurie, spunând de-abia acum, pe hol când veneam, de-abia acum îmi place cu adevărat ce fac. Aha, ți-am spus eu, întâi trebuie să dăm un pic cu capul, ca apoi să vedem ce avem lângă noi, să vedem comoara din noi. Corect. Ori în momentul în care un om și-a conștientizat starea de singurătate, a conștientiza este un aspect banalizat. Ei, tot spune toată lumea să conștientizăm. Ce înseamnă asta? Păi să stau cu mine, în adâncul rugăciunii sufletului meu cu mine însă, și să spun așa, Doamne, poate că ai un plan cu mine, poate trebuie să învăț ceva din asta. Vreau să-mi trăiesc acum cu toată ființa mea
starea de singurătate. Uite, sunt singur și stau aici. Eu stau și aștept să văd ce simte în singurătatea mea. Știți ce se întâmplă? În momentul acela îți vine să zâmbești. Vine mecanismul de autoapărare psihologic și îți spune: dă un telefon la Corina. Sună pe Ioana. Ce ar fi să o întrebi pe psihologă ce mai face, că n-ai mai vorbit de mult cu ea? Fără să vrei, în momentul în care ai accesat emoția profundă, ea cedează. E ca și cuvântul în cerc. E ca și când ai da emoția aceea de gol. Că ea e acolo. Dar noi ce facem? O încapsulăm, o închidem, nu vrem să vorbim despre ea, mai ales cu noi, nu vrem să o acceptăm. Și orice lecție, dacă nu este acceptată, ce va face? Se va repeta până când noi o învățăm. Dacă eu nu promovez clasa întâia, orice aș face și cât de minunat aș fi, va trebui să repet clasa întâia. O să spui: da, e ușor, e simplu, e teoretic. Și poate nu tu, poate lumea care ne privește, dar eu vă rog, doar încercați. Doar încercați să conștientizați sentimentul, emoția singurătății. Atunci când vă faceți un brăduleț mic și puneți acolo câteva globulețe. Sau când vedeți că aveți mai multe, prea multe globuri, cum pățesc eu anul acesta, și vă gândiți: oare cui de pe scară aș putea să-i fac eu cadou niște globuri din cele care mie îmi prisosesc? Oare dacă am făcut niște, nu știu, turtă dulce, ce-ar fi să-i duc eu la vecina mea câteva feliuțe să vadă cum mi-a ieșit? Ce se întâmplă în secunda aceea? Uit că sunt singură. Da? Acum, singurătatea are valențe mult mai înalte. Există singurătate și singurătate. Există nevoi neîmplinite care se numesc singurătate. Nu? Corect. Îmi doresc un partener. Foarte tare îmi doresc un partener. Dar oare stau și introspectez care a fost motivul pentru care partenerii din viața mea au ales să nu rămână lângă mine? Wow! Atunci, dacă eu conștientizez asta, mă gândesc: oare ce am eu un pic de lucru la mine? Oare nu sunt prea posesivă? Oare nu sunt geloasă? Oare nu-mi place controlul să-l sun mereu? Unde ești? Da, la servici? Bine, și la cât vii? Sau am rămas cu băieții la o bere? Da, și cine mai este acolo? Și bărbații, deși par sexutare și insensibili, au o sensibilitate teribilă și se pune picătură cu picătură până când un bărbat dorește să fie bărbat. Și nu dorește să fie controlat, și nu dorește să fie... Da, sunt și aici excepții, iar astea întăresc regula. Însă o femeie înțeleaptă își trăiește cu emoția suferinței conștientizate singurătatea, în nădejdea că a învățat lecția. Cu cât învățăm lecția mai repede, cu atât apare prințul, Ioana. Crede-mă pe cuvânt. Văd de peste 30 de ani de meserie experiențial, fizic, aceste aspecte și spun: Doamnă, așa de tare mă enervați când îmi spuneați să-mi trăiesc singurătatea. Păi nu eram eu sătulă de singurătate și atâtea am încercat că până la urmă v-am ascultat focului și... Da, nu râde, vorbesc serios. Sunt convinsă de asta. Eu mi-aduc aminte lecțiile mele, care încă nu le-am învățat. Și am trăit un Crăciun în care mi-am ros unghiile, dar am mai făcut ceva ce mi-ai spus. Am scris. În Crăciunul acela mi-am scris o scrisoare. Mie, Ioanei cele din viitor. Uite ce-ți doresc eu ție, scumpa mea, pentru Crăciunul viitor. Și atunci ce am făcut? Am accesat copilul meu interior, copilașul acela care a crescut cu traumele lui, poate, cu tristețile lui, cu neajunsurile lui, care de-abia a așteptat ca noi să creștem, să ne facem mari și să-l vindecăm. El e acolo.
El așteaptă cu brațele deschise să, sau mă rog, poate făcut așa ca un ghiocel, să luăm noi în brațe și să spunem, gata, a trecut, nu mai ești singur, nu mai ai nevoie de mama care te lăsa la bunici și venea doar o dată pe lună să te vadă. Acum nu mai ai nevoie de tata care te-a părăsit de mică sau a plecat la Domnul. Acum ești tu om adult. Acum ai tu toate instrumentele pentru care să poți să integrezi toate aceste aspecte, să trăiești frumos cu ele, pentru că ești mai bogat decât persoanele care n-au experiența ta asta. Și eventual să împărtășești cu alții, să le dai și lor din mărturiile tale, astfel încât, cum spuneai tu înainte de emisiune, parcă în momentul în care mai aflu că sunt și alții singuri, nu? Corect. Atunci parcă îmi trăiesc cu mai multă, nu știu, cu mai mult curaj sau cu mai multă nădejde singurătatea. Singurătatea. Cum e asta? Eu ai impresia că ești aparent, faci parte dintr-un grup, adică că nu ești singur. Mai sunt și alții în situația ta. Și atunci parcă începi să conștientizezi că nu ești singur. Da, începi să conștientizezi. Ai spus un lucru foarte important. N-ai spus nu mai ești singur. Că nu conștientizezi, era corect. Foarte frumos și bravo. Da, aici apare o nevoie. Iarăși apare o nevoie neîmplinită. Este nevoia apartenenței. Este întrebarea pe care noi ne punem, oare eu cui aparțin? Corect. Oare cui îi pasă de mine? De mine. Dar dacă eu încui ușa și mă închid și îmi rod unghiile și mă întreb, n-o să aflu niciodată cui îi pasă de mine. Dar dacă am ieșit și m-am dus la un spectacol de caritate și m-am întâlnit cu o veche prietenă, am salutat-o, am luat-o în brațe, m-am dus într-o seară la vece. Corect. Dar nu știu ce să fac cu serile. Ușile sunt deschise. Dumnezeu și oamenii prin care lucrează, cum ai spus la început, ne așteaptă veșnic cu brațele deschise. Foarte frumos spus. Ce trebuie făcut? Doar să ne uităm în jurul nostru la această nevoie de apartenență și să facem ceva pentru ea. Eu pot să mă plâng veșnic că sunt ai nimănui, dar pot să și acționez. Adică să mă supăr pe mine cumva, așa între ghilimele, și să spun, eu nu mai vreau să trăiesc așa. Eu nu mai vreau. Eu mă duc acum să am de unde veni până la cofetărie să-mi iau o prăjiturică de post și să am de unde veni ca să am pe cine saluta în loc să-mi cui ușa și să stau în casă singur. Da, bine punctat. Nevoia de apartenență duce la stări de anxietate, da, disfuncționale, dar nu putem sta cu mâinile în sân să ne îmbrățișăm lipsa de apartenență fără să acționăm în fel. Nu cred că aș fi reușit, nici n-aș fi încercat să încerc să explic. Să încerc. Să pot să explic. Ți-am promis că o să-l mai folosești? Da, da, da. Bine. Să pot să explic cuiva atât de frumos că nu suntem singuri. Eu am învățat o lecție foarte greu. Cred că a fost cea mai grea lecție pe care eu am învățat-o. Să înțeleg eu că la sfârșitul zilei, chiar dacă ești căsătorit, chiar dacă faci parte dintr-un grup de prieteni foarte larg cu care te vezi foarte des și nu ești singur fizic, soțul, mama, tata, familia, copiii din casă, nu ești prieten, nu ești singur fizic, totuși la finalul zilei
Când te pui în pat și închizi ochii, rămâi tu cu tine și cu Dumnezeu. Bine ar fi să rămâi tu cu tine. Numai că această minte, ca o maimuță, se agață de toate gardurile și ne aduce atunci în prezent tot felul de aspecte negative de peste zi în viața noastră când ne culcăm. Înainte de a adormi, suntem în starea alfa și toate gândurile cu care noi adormim când ni se rupe filmul, se impregnează pe inconștient și toată noaptea ele caută soluții, iar de aceea avem insomnii, dragii noștri. Luăm o scurtă publicitate, dragii mei, să vedem, trebuie să luăm un calup publicitar foarte scurt și vom reveni în câteva secunde. Rămâneți alături de noi, vă rugăm. Am revenit, dragii mei, vă mulțumim din suflet pentru răbdare. Înainte să procedăm așa către partea care urmează a emisiunii, vreau să-mi salut telespectatorii și să le mulțumesc că la ora 7 sunt alături de noi, așa de dimineață. Salutăm Maria Hint, bunica, da? E alături de noi. Domnul Enea de la Hunedoara, bună dimineața. Tata Bianca, uite, Bianca îi răspunde, tatăl, ce frumos, o comunicare aici pe pagina emisiunii. Domnul Hinț, vă salutăm, cred că sunteți undeva plecat pentru că ne răspundeți de la 0 km, kilometru 0A, nu sunteți plecați, sunteți acasă, ne urmăriți la televizor. Doamna Adriana Furcă este din nou alături de noi. Ca de la, se pare că din prima emisiune deja ne urmărește. Sper să rămâneți alături de noi și pe viitor și sper să reușim să ajungem nu doar în casele dumneavoastră prin micile ecrane, dar să ajungem acolo la dumneavoastră în suflet, în casa sufletului, pentru că asta ne dorim în această dimineață, să ajungem în casa sufletelor, să aducem un pic de căldură sufletească, să aducem un pic de iubire. Nu putem și încercăm, nu încercăm. Putem să venim bravo, la dumneavoastră bravo, acasă, în casa deja sufletului. Ai o bilă albă. Mulțumesc. Prima pe azi. Putem să ajungem la sufletele dumneavoastră și să vă aducem așa un pic în palmele noastre, așa făcute căluși, așa, așa frumos. Și așa cum am duce apă la, nu știu, la un animăluț care e sete, dragul de el, și îi facem cumva să-i îndepărtăm setea, așa am vrea să venim acasă și să vă aducem un pic din sufletele noastre, din căldura sufletelor noastre, din iubirea noastră pentru dumneavoastră și pentru semenii noștri. Eu îmi doresc să rămânem alături de oameni, pentru că eu așa am învățat că doar cu oameni, prin oameni, putem face lucruri minunate. Admirăm clădirile, admirăm parcurile, admirăm lucrurile, magazinele, luminițele care vor apărea în orașe, ne vor impresiona. Dar toate acestea nu au nicio valoare dacă nu există oameni. Și nu reușesc să-mi îndepărtez din minte acele imagini triste după primele zile de carantină la nivel mondial, când am ieșit în stradă și am văzut lucrurile altfel. Slavă Domnului că a trecut. Clădirile nu aveau nicio valoare fără oameni. Da, slavă Domnului că a trecut. Am citit aseară, de fapt a apărut undeva pe rețea, un citat. Și atât de tare mi-a plăcut. Eu nu prea vin cu citate, dar acesta trebuie să-l spun. Când primești dragostea nemeritată și necondiționată a unui suflet curat, poți bănui că ai întâlnit un sfânt. Ce spuneți? Ce frumos! Când primești dragostea nemeritată și necondiționată a unui suflet curat, poți bănui
că ai întâlnit un sfânt. Asta spunea Mihail Neamțu. Și am rămas cu gândul la profunzimea acestui citat. Da, fără oameni nu există nimic. Pentru că de aceea ne-a creat Dumnezeu. Să fim, să interacționăm, să ne iubim, să ne ajutăm, să fim unul lângă celălalt și fizic. Pentru că psihic toți interacționăm de pe fața pământului într-un mare fel. Dacă oamenii și-ar da seama că există niște filamente psihice, energetice, de duh până la urmă, care ca niște punți între noi toți și că noi toți până la urmă suntem unul, n-ar mai putea gândi ceva negativ față de aproapele lui. Pentru că ar gândi pentru el. Dacă eu ți-aș spune ție că ești cumva, cum nu mi-ar plăcea, aș vorbi despre mine. Pentru că până la urmă eu sunt tu. Până la urmă este această îmbinare perfectă a creației într-unul singur din care ne tragem cu toții, da? Vorbeam aseară cu un prieten care avea o emisiune despre post și îmi spunea: pentru prima dată am aflat că postul vine de fapt, ideea de post, tocmai de la Adam și Eva. Eu auzisem asta, dar el era foarte bucuros. Adică atunci când i s-a spus: mănâncă tot, dar din mărul acela să nu guști. Iar pofta, firea umană, nu? Exact de acolo a simțit nevoia să guste. Iar noi acum, dacă ne surâde un tort frumos sau o colivă bună cu nucă și miere și noi ne repezim la tort, înseamnă că n-am reușit să respectăm legea cu care aceasta intimă a curățeniei cu care ne așteaptă Mântuitorul la ziua Lui. Acum, nu e păcat ce mâncăm. Dar asta am vorbit despre mine de data asta, că mie sincer, acum nu vreau să influențez pe nimeni, dar mie îmi plac posturile, na, eu sunt mai, nu știu cum să spun, mai tradiționalistă. Și iubesc asta, poate și prin faptul că sunt vegetariană, nu știu ce să zic, nu mă pot lăuda că nu sunt cu nimic mai bună din potrivă decât cei care nu țin postul fizic, dar țin postul sufletesc. Iar Sfântul Apostol Pavel a spus la un moment dat, nu am pretenția că citesc cum trebuie din Evanghelie, dar îmi place foarte mult asta: dacă ați postit, mulțumiți lui Dumnezeu că ați postit. Iar dacă n-ați postit, mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați postit. De fapt, morala ar duce la a nu judeca. Eu, dacă nu postesc, n-am dreptul să te judec pe tine, care ai tu bucuria asta. Iar tu, dacă nu postești, eu nu am dreptul să spun de ce nu postești când văd frumusețea sufletului tău, postul ales de tine. Cine sunt eu ca să judec asta de moment ce Dumnezeu sau soarele ne încălzește pe toți fără să facă diferență între noi? Acesta e bun, acesta e rău, acesta e alb, acesta e negru, acesta e pozitiv, acesta e negativ. Wow, câte am avea de învățat de la soare și de la albine. Iubesc albinele, inteligența lor, generozitatea lor, câtă inteligență a pus acolo Dumnezeu, de la câte lucruri naturale și aparent simple am putea învăța onestitatea, bucuria dăruirii, bucuria jertfirii, de ce nu? A jertfirii de sine pentru aproapele nostru. E atât de frumos să poți să dai, să dăruiești cu tot sufletul tău. Aș putea să închei aici emisiunea, pentru că nu cred că aș putea să găsesc cuvinte mai frumoase.
Teoretic, spațiul de emisie s-a încheiat. Am primit semnal din regie că emisiunea s-a terminat, dragii mei. Vreau doar, înainte de a ne lua la revedere, să o rog pe Ioana Câmpian să ne învețe pe scurt ce am putea noi cu gândul, cu fapta, nu putem face nimic. Asta e clar. În Țara Sfântă e război. Acolo sunt oameni care vor primi nașterea în condiții deosebite. Ce gând am putea noi, sau cum am putea noi, cei care suntem în libertate, care nu trăim cu spaima că mâine va cădea o bombă peste noi, ce gând am putea să-l îndreptăm către acei oameni care vor avea sărbătorile altfel? Da, fizic n-am putea face mare lucru, însă câteodată ceea ce facem sufletește sau psihic este mult mai important decât ceea ce facem fizic. Dacă doar 5 minute, toată populația globului s-ar aduna într-o scurtă invocație divină, într-o scurtă rugăciune, soarta pământului s-ar schimba. De ce? Pentru că noi, fiind legați între noi, ar izbucni un flux de lumină, o flacără care ar cuprinde pământul și ar arde toate negativitățile. Dar pentru că acest lucru încă nu este posibil, haideți ca cei care putem măcar să ne rupem din timpul nostru pentru aproapele nostru în suferință. Și da, o scurtă rugăciune, de câte ori ne aducem aminte, nu seara așezându-ne în genunchi, că puțini fac asta, dar făcând orice lucru sau auzind o știre întâmplătoare, aș putea să trimit o fărâmă de lumină sufletelor care așteaptă cu tristețe și cu frica morții sfânta naștere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru noi toți doresc ca această sărbătoare a nașterii să ne găsească mai conștienți, dacă nu mai fericiți. Fericirea nu vine peste noapte. Până la urmă, fericirea este însăși drumul spre sinele nostru. Să ne găsească cumva mai atenți, mai buni, mai blânzi și mai recunoscători pentru ceea ce credem că ni se cuvine, dar până la urmă totul primim ca și dar, inclusiv viața. Vă doresc mulți ani frumoși, blânzi, binecuvântați, cu toate cele de folos în casa și inima dumneavoastră, pentru un trai cât mai armonios cu sine și cu Dumnezeu. O să închei pe scurt. Astăzi vă spun doar atât. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o zi minunată în continuare, cu multă iubire și pace în suflet. Și vă reamintesc că mâine dimineață vom fi tot aici, alături de dumneavoastră, la Dale Dimineții, iar alături de mine în platou va veni un om între oameni, cum îmi place mie să spun, primarul municipiului Hunedoara. Domnul Dan Bobouțanu va fi alături de noi mâine dimineață la Dale Dimineții. Până atunci, nu uitați, vă iubesc, iubiți și voi, dragii mei, dăruiți mai departe.